Se dau amenzi de 1000 de lei pe loc pentru părinții care nu își duc copiii la școală, legea de care acești români trebuie să știe. În România, învățământul obligatoriu este de 10 clase, iar acei părinți care nu asigură condițiile necesare pentru copiii lor pentru a merge la școală vor fi amendați sau obligați la muncă în folosul comunității. Autoritățile au dreptul să amendeze părinții care nu își trimit copiii la școală, așa cum prevede legea. În Craiova, poliția locală va avea dreptul de a amenda părinții care nu își trimit copiii la școală. Potrivit legii educației, învățământul obligatoriu este de 10 clase, iar părinții care nu asigură condițiile necesare pentru copiii lor vor putea fi sancționați. În cazul elevilor care învață la unitățile de învățământ din oraș, însă au domiciliul în alte localități, unitățile școlare vor fi obligate să informeze unitățile administrativ-teritoriale, pe raza cărora au domiciliul familiile acestor elevi, au explicat reprezentanții primăriei Craiova. Această hotărâre a fost luată în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. De asemenea, legea educației în vigoare arată că învățământul obligatoriu este de 10 clase. În cazul în care există elevi care lipsesc de la școală, Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ trebuie să anunțe poliția locală cu privire la aceștia. Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de către poliția locală la sesizarea Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ. Până la această dată nu s-a primit nicio sesizare în acest sens, a declarat Marina Andronache, șef serviciu imagine din cadrul primăriei Craiova. Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție. Relatează playtech.ro.